Numele meu este Gabriel Socaciu. Sunt practicant de reflexoterapie și presopunctură, două terapii care nu mai au nevoie de prea multă prezentare. Practic aceste terapii la cabinetul meu din Ploiești, strada Iașiului numărul 1, acolo unde am primit în timp sute de persoane cu diverse afecțiuni. Experiența acumulată cu aceste persoane m-a îndemnat să scriu și o carte numită sugestiv Vindecare prin reflexoterapie. Cred că vindecarea stă la îndemâna fiecăruia dintre noi într-o societate în care stresul și tensiunea sunt din ce în ce mai prezente și au căpătat un caracter pandemic. Unei ședințe sunt foarte importante pentru un terapeut. Acesta trebuie să se conecteze cu energia pacientului, să lase deoparte toate grijile, toate problemele și să fie foarte atent la toate detaliile care îi spun ceva despre starea de sănătate a pacientului, despre energia lui și să adopte cea mai bună strategie pentru a urmări acest plan de tratament. Mă adresez cu această ședință atât cunoscătorilor, terapeuților, cât și celor care vor să-și facă o idee și să se autotrateze prin cunoașterea acestor puncte reflexogene aflate pe talpa piciorului, puncte foarte importante și care au legătură cu toate organele. O să încep cu masajul reflex al zonei plexului solar, o zonă foarte importantă, răspunzătoare cu gestionarea emoțiilor, lucru deosebit în situațiile în care ne confruntăm zilnic cu stări apăsătoare, cu tensiuni și stresuri pe care nu le putem gestiona cum trebuie. Zona reflexogenă a plexului solar este foarte utilă în cazul anxietăților, atacurilor de panică, depresiilor și a tuturor stărilor legate de disconfortul mental și psihic. Acest masaj se face în jur de 1-2 minute, iar persoana care se bucură de acest tratament de obicei se relaxează profund. Este bine să facem această tehnică și să-l sfătuim pe cel care îi oferim să respire cât mai profund pentru a se bucura de acest masaj eliberator în cazul stresului, tensiunilor, depresiilor și anxietăților de orice fel. Mai jos îmi stabilesc masajul reflexogen pe zona suprarenalelor este cheia pentru o sănătate mai bună, pentru creșterea vitalității organismului. În loc să bem 2-3 cafele pe zi și să introducem ceva artificial, o stimulare artificială a suprarenalelor, mai bine le stimulăm prin acest masaj, iar eficiența este mult crescută. În plus, o să simțim mai multă energie, mai multă vigoare, iar stările de oboseală și de epuizare vor dispărea în scurt timp. Pentru că am vorbit de suprarenale, mai jos și anatomic vorbind, sunt rinichii. Stimularea acestora se face tot în jur de 1-2 minute. Aici putem vedea dacă avem unele probleme renale, pietre la rinichi, nisip la rinichi. Chiar am avut cazuri în care am putut să simt prin palpare în această zonă dacă persoana respectivă avea sau nu pietre la rinichi. Continuăm pe traseul ureterelor și vezicii urinare, pe care nu este bine să o stimulăm foarte mult. Zona rinichilor este extrem de importantă.
După vârsta de 40 de ani, de obicei, energia organismului scade, energia rinichilor scade, iar acest lucru duce la alte disfuncții, inclusiv de ordin emoțional și psihologic. Masajul reflexogen asupra degetului mare de la picior este un masaj complex. Aici avem cele trei glande minune răspunzătoare cu sistemul nervos și cu tot ceea ce transmite asupra celorlaltor organe și glande. Avem zona epifizei. Insist de obicei asupra acestor zone în cazul multor disfuncții legate de insomnii, migrene, probleme digestive și, bineînțeles, probleme psihice și de coordonare. Avem și zona creierului și a cerebelului. Și în partea de jos, masajul asupra cefei. Aici este bine să accentuăm în cazul persoanelor care au probleme cu zona coloanei cervicale. Tot am spus de coloana cervicală, masajul reflex de bază se face pe partea interioară, pe laterala interioară a piciorului. Avem zona cervicală, în continuare zona toracală, zona lombară, zona sacrală coccigiană, foarte multe persoane au probleme cu zona coloanei, probleme cervicale, probleme toracale, sunt multe afecțiuni care se îmbunătățesc prin acest masaj reflexogen. Am întâlnit persoane care după 3-4 ședințe mărturiseau că durerile de coloană s-au diminuat considerabil. Primesc foarte multe persoane la cabinet cu aceste probleme. Este bine să efectuați și un automasaj acasă sau unde vă simțiți mai confortabil asupra acestei zone, întrucât sunt efecte deosebite și asupra stării de spirit psihice. Masajul reflex al coloanei îl introduc și în momentele de insomnie, în tot ce înseamnă disconfort psihic. În partea de jos a coloanei putem trata afecțiuni ca hernia de disc, lombosciatica, lumbago, probleme care se accentuează tot mai mult în ultima vreme. Masajul asupra coloanei se face 2-3 minute. De obicei, în zonele afectate apare o durere în timpul acestui masaj. Noi nu trebuie să ne ferim de acea durere, este bine chiar să intensificăm masajul exact acolo unde simțim această durere, pentru că ea ne indică prezența unor depozite, a unor blocaje sanguine care produc în timp aceste inflamații cauzatoare de durere. Foarte multe persoane
preferă să ia antiinflamatoare artificiale în loc să apeleze la acest masaj reflexogen, un masaj natural care stimulează propria energie, care aduce mai mult sânge în zona afectată. Trecem la zonele limfatice ale piciorului pentru a stimula tot ce înseamnă circulație limfatică. Marele duct limfatic este foarte bine să fie stimulat pentru orice înseamnă obstrucție a circulației limfatice. Facem acest masaj timp de 1-2 minute. De obicei, persoana care este masată simte un disconfort în această zonă. În presopunctură, acest punct este ficat 3, este pe meridianul ficatului. Și nu întâmplător este o corelare între problemele și obstrucțiile energetice ale ficatului și cele ale circulației limfatice, întrucât ficatul este un organ care este răspunzător foarte mult cu eliminarea toxinelor și cu tot ce înseamnă circulație sanguină și limfatică. Un ficat obosit, un ficat blocat energetic, nu mai produce un sânge de calitate și din acest motiv și circulația limfatică este foarte mult obstrucționată. Făcând acest masaj în profunzime, ne putem duce și pe zonele pieptului, ale diafragmei, ale trompei uterine, în cazul femeilor, și tot ce înseamnă ganglioni limfatici cervicali, inghinali, toracali și pelvieni. Este și un masaj foarte relaxant, foarte multe persoane, foarte mulți terapeuți, reflexoterapeuți, nu insistă suficient pe aceste zone, dar ele sunt foarte importante. Se bucură foarte mult de acest masaj, în special persoanele care au blocaje la nivelul circulației. Am făcut acest tratament și persoanelor cu arterite, și rezultatele au fost deosebite. În aceste zonă, în această zonă avem punctul de echilibru al corpului. De obicei, când simt durere anumite persoane, aici sunt probleme cu echilibrul, amețeli, vertijuri, stări care se ameliorează vizibil după câteva ședințe de masaj reflexogen. Aceleași puncte reflexogene le găsim și pe talpa piciorului stâng. Sunt doar câteva excepții. Pe partea stângă a piciorului avem zonele reflexe ale inimii, chiar sub linia diafragmei, splinei, și tot pe această talpă avem terminația colonului. Am început masajul reflexogen pe talpa dreaptă, masajul reflexogen al colonului, și terminăm pe partea stângă. Dacă în partea dreaptă am făcut masajul reflex al rinichiului drept, pe talpa stângă este al rinichiului stâng.
Repet, pe această talpă avem în plus masajul reflex al inimii, al splinei, terminația colonului. Nu mai avem reprezentată partea ficatului pe talpa stângă. Sfârșitul terapiei îl rezervăm unor tehnici de relaxare care vor crește intensitatea masajului reflexogen. Aceste tehnici simple de relaxare se fac atât pe piciorul drept, cât și pe piciorul stâng. De cele mai multe ori, ele induc o stare de relaxare completă a pacientului. Nimic nu este mai neplăcut pentru o persoană masată decât o întrerupere bruscă a unei ședințe. Putem să stricăm tot ce am făcut până atunci prin această impresie, așa că este bine să alocăm cel puțin 2-3 minute stimulării degetelor la ambele picioare. Și ne permitem câteva tehnici care ne relaxează inclusiv pe noi, cei care facem această terapie. Putem să revenim asupra zonei plexului solar. Câteva zeci de secunde pe zona rinichiului, atât drept cât și stâng, pentru favorizarea eliminării toxinelor pe cale naturală. După această ședință, pacientul este sfătuit să consume lichide cel puțin 2 ore după efectuarea tratamentului, să nu consume mâncare solidă pentru favorizarea procesului de eliminare a toxinelor. În societatea în care trăim ne-am obișnuit să ne tratăm cu pastile și să mergem numai pe ceea ce înseamnă tratarea acestor simptome, în loc să mergem pe cauzele adevărate ale problemelor. Suntem prea ocupați, prea stresați, prea tensionați și din acest motiv alocăm foarte puțin timp tratării adevărate a corpului nostru, care trebuie să fie în armonie deplină cu legile naturii, cu ceea ce înseamnă energia, cu ceea ce înseamnă conectarea noastră la energia pământului și a cerului. Aceste terapii, ca presopunctura și reflexoterapia, ne ajută să ne reconectăm la ceea ce înseamnă energie, la ceea ce reprezentăm noi cu adevărat, ființe spirituale puternice, pline de vitalitate și mai puțin la ceea ce am devenit în această perioadă, niște persoane manipulate. Consumăm tot ce ni se dă în încercarea noastră de a anihila durerile, care de fapt sunt cei mai buni prieteni ai noștri în depistarea adevăratelor probleme, care sunt congestiile, inflamațiile și tensiunile rămase netratate în corp și care duc în timp la boli degenerative extrem de grave. Așadar, cât mai avem timp și cât mai avem vitalitate, să apelăm la aceste metode naturale și să redevenim noi în raport cu Divinitatea.